Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a sfințit astăzi Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril și Sfântul Efrem cel Nou a filiei Moșata din parohia Rânceni, județul Vaslui. Se sfințește biserica aceasta cu hramurile Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril și Sfântul Efrem cel Nou, prin stropire cu această apă sfințită și prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir, în numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, amin, acum și pururea și în vecii vecilor. După târnosirea locașului de cult, preasfinția sa a săvârșit Sfânta Liturghie pe un podium special amenajat. Dumnezeu este cel care dă omului hrană spirituală și materială, iar acesta când primește darul lui Dumnezeu, se comportă cu responsabilitate, a afirmat ierarhul. Această pericopă, acest pasaj evanghelic, e atât de frumos prin comportamentul, atitudinea atât a lui Dumnezeu față de oameni, cât și atitudinea omului față de darurile lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care nu lasă pe om să plece flămând. Îi dă hrana cuvântului întâi, îl hrănește cu cuvântul său, dovadă că acei oameni stau nemișcați. Stăteau ca electrizați, dacă vreți, în fața cuvântului lui Hristos. Și a trecut așa de repede toată ziua, încât ei n-au simțit foamea. Și apoi Dumnezeu, cel care are grijă de viața noastră. Când ne este foame, la modul fizic al cuvântului, nu ne trimite la plimbare. Dacă noi ascultăm cuvântului, avem credință, Dumnezeu nu ne trimite la plimbare când ne este foame. Face ce face și ne dăruiește minunea aceasta de a ne sătura. Omul, când primește darul, și acum au primit acești 15.000 de oameni, se comportă cu mare responsabilitate. În după-amiaza aceleiași zile, ierarhul a resfințit biserica Sfântul Ierarh Nicolae a parohiei Rânceni. A avut loc un eveniment istoric, putem spune, pentru satele în care ne aflăm și parohia noastră, pentru că a avut loc sfințirea două dintre cele din bisericile care le avem în parohie. Una în filia Mușata, biserică zidită de jos, de la temelie, în 4 ani de zile, din 2016 până în 2020, astăzi, 2 august, și această biserică din Rânceni, Sfântul Nicolae, care are interiorul totul refăcut, catapeteasmă, strâni, tot ceea ce înseamnă Sfânta Masă. Și pentru aceasta mulțumim Preasfințitului Părinte Ignatie, pentru că a binecuvântat și ne-a dăruit această zi pentru locuitorii satelor acestea, două sate mici. La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Paroh a fost irotesit iconom stavrofor.